Dragi prieteni, tocmai ce am venit din pădure, de la cules de ghebe, acesta este rezultatul. Acestea sunt ghebele care le-am găsit. Le vom curăța, le vom spăla, le vom fierbe. După care o să vă fac o rețetă de ghebe cu usturoi și cu pătrunjel. Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de ghebe. Dacă tot am fost în pădure după ghebe și am adus câteva ghebe, vreau să vă prezint una dintre cele mai rapide și mai ușoare rețete de ghebe, de mâncare de ghebe. Pentru aceasta avem nevoie de ghebe. Eu le-am fiert înainte, aproximativ 20 de minute. Piper, sare, boia, puțină smântână pe care o vom pune la final, pătrunjel, câteva frunze de pătrunjel tot la final și puțin usturoi. Ulei, haide să începem. Vom pune cratița pe foc. Vom adăuga puțin ulei după ce cratița este înfocată. Aproximativ 50 de ml de ulei. Suficient. Lăsăm să se încingă. După care vom adăuga jumătate usturoiul. În această compoziție de usturoi vom adăuga jumătate la început, iar jumătate îl vom pune la final. Adăugăm jumătate usturoiul, călim până el prinde culoare. Aproximativ un minut, el va începe să schimbe culoarea, să devină auriu. După care adăugăm ghebele. El deja începe să schimbe culoarea, începe deja să se înroșească. Adăugăm ghebele. La fel, împreună cu usturoiul, le călim aproximativ 2 minute. Este una dintre cele mai rapide și cele mai simple rețete de mâncare. În aproximativ 20 de minute este gata mâncarea. Simplu, foarte rapid, ușor. Am lăsat ghebele aproximativ 2 minute să se călească cu usturoiul. Acum vom pune sare. Le vom condimenta. Vom pune piper. Adăugăm și puțin piper. Așa. Amestecăm. Două lingurițe de boia roșie. Amestecăm bine, bine, să se omogenizeze. Mai lăsăm împreună aproximativ 2 minute să se omogenizeze condimentele. Acum vom adăuga smântâna. O să adăugăm și smântâna pe final. Ele sunt aproape gata. Este o rețetă de mâncare foarte bună, foarte gustoasă, se face foarte rapid. Adăugăm și celălalt usturoi, ca să-i dea gust și aromă. La fel și frunzele de pătrunjel. Iar mâncărica noastră de ghebe este gata. O mai lăsăm un minut, maxim două, și este gata. Adăugăm pătrunjelul. Mâncărica noastră de ghebe este gata. Așa a ieșit. Urmează doar să facem o mămăligă și putem să o servim. Miroase foarte bine. Păcat că nu puteți să simțiți mirosul. Foarte frumos.
În 20 de minute este gata. Oprim aragazul și mâncărica noastră este gata. O să facem puțină mămăligă. Mămăliga noastră a început să fiarbă. Vom pune puțină sare în ea. Așa. Vom pune puțin ulei ca mămăliga să iasă pufoasă. Noi folosim uleiul deoarece mămăliga iese foarte pufoasă. Și vom presăra încet încet făina de mărai. Suficient, ajunge. Lăsăm să fiarbă. Dăm focul puțin mai încet. Lăsăm să fiarbă mămăliga bine, bine. Între timp ghebele sunt gata. Așa au ieșit. Lăsăm și mămăliga să fiarbă bine. Dragi prieteni, aceasta este mâncărica noastră de ghebe cu mămăliguță, cu smântână și ardei iute. Așa a ieșit. Sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, sper să mă urmăriți în continuare și să vă abonați la canalul meu. Vă doresc poftă bună și numai bine!